În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo în ținutul gergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: „Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: „Dacă ne scoți afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci.” Atunci el le-a zis: „Duceți-vă!” Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a înnecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Isus și, văzându-l, au rugat să plece din ținutul lor și, intrând în corabie, Isus a trecut dincoace și a venit în orașul său. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Răspunsul și actualizarea la predica de astăzi, la pericopa evanghelică de astăzi, la ce se întâmplă astăzi în lume, în câteva cuvinte l-a dat tocmai purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, răspunzând la nebunia Jocurilor Olimpice, a spus clar și răspicat: „Jocurile Olimpice sunt de natură demonică.” Și ca să înțelegem acest cuvânt de natură demonică, astăzi, iubiți credincioși, a picat la fix pericopa evanghelică cu îndrăciții din ținutul gergesenilor. Acolo, în acel ținut, erau doi îndrăciți, unul mai rău decât altul, care erau legați în obezi, care stăteau în morminte întunecate, erau ținuți cu lanțuri și lanțurile le sfârmau, iată că scoteau spume la gură, făceau tot soiul de răutăți, de toți cei care treceau pe acolo erau înfricoșați. Și a venit Domnul, care nu se teme de nimic și cel care alungă orice frică. A venit Domnul, iubiți credincioși, în timpul acela și harul Duhului Sfânt i-a forțat pe demoni să strige și să mărturisească că Iisus Hristos este Dumnezeul cel adevărat, că El este judecătorul tuturor la sfârșitul viacurilor, i-a presat pe demon să spună că cei răi vor fi în iad, pentru că asta au ales toată viața lor, cei buni se vor duce în rai, că în iad vor fi chinuri cumplite și va fi o judecată fără de milă pentru cei care n-au avut milă. Și au început să strige demone: „Ce ai cu noi, Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu celui viu? Ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Au spus și au mărturisit, iubiți credincioși, că vor avea un chin și că vor fi judecați demonii și cei care au făcut părtășie cu ei în lumea aceasta. Dar Domnul, iubiți credincioși, își face simțită prezența și se cutremură toate. Și atunci demonii cer, demonii se roagă și încep să spună: „Dă-ne nouă voie, îngăduine.” Adică nu binevoiește, ci îngăduiește ca să ne ducem în turma de porci unde erau mii de porci. O turmă de porci care păștea lângă un lac. Și Domnul a îngăduit. Oare de ce Domnul a îngăduit, iubiți credincioși, așa, asemenea catastrofă, asemenea pierdere? Pentru că, iubiți credincioși, orice aceia erau expresia conștiinței celor din ținutul
gherghesenilor. Și porcii aceia erau partea economică unde îl doare pe om. Și porcii aceia erau finanțele, era economia, era puterea. Și era încălcarea legii, pentru că ei n-aveau voie să mănânce carne de porc, totuși creșteau porci, dar făceau afaceri cu păgânii și încălcau legea duhovnicească, încălcau și alte legi economice și lucrau pe dedesubt, iubiți credincioși, ilegal, o comunitate întreagă ilegală în fața lui Dumnezeu și în fața legii și pășteau porcii. Și Domnul a îngăduit să li se strice toată afacerea și toată șandramaua. Dacă le-ar fi zis că o să vă pierde sufletele, nu venea unul acolo, iubiți credincioși. Dacă le-ar fi spus că ei o să sufere căderi sufletești, nimeni nu venea. Dacă le s-ar fi spus că a venit Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, nici nu erau interesați. Dar dacă s-a dus un singur om și le-a spus, ați pierdut toată afacerea, iată că a venit tot ținutul, iubiți credincioși. Și tot ținutul și toată comunitatea a fost vădită. De ce? De atitudinea ei. Pentru că în parte se vede întregul. Cei doi demonizați erau de fapt un eșantion a unei societăți și a unei comunități îndrăcite, apostaziate, călcătoare de lege și lipsită de prezența lui Dumnezeu. Acei doi demonizați era expresia întregului popor și a întregului ținut, pentru că toți erau îndrăciți, dar nevăzut și cuprinși de demoni mai cumpliți decât cei care erau și chinuiau pe cei doi care s-au vindecat. Și ei au fost doar, iubiți credincioși, o îngăduință mai presus de mintea noastră a lui Dumnezeu, ca să se vadă, să se înțeleagă peste veacuri niște mecanisme. Ce a fost toată aruncarea aceea a porcilor în apă, iubiți credincioși, și au murit? A fost o lucrare de natură demonică, pentru că porcii fiind pofta, și iată s-a manifestat și mânia, și aceștia s-au sinucis, s-au aruncat în apă mii de porci. Au venit cei din comunitate și dincolo de poftă, dincolo de mânie, au fost cuprinși de dracii arhicoli și au căzut în apostazie și au spus, pleacă de la noi, Doamne, și plecând Domnul de la ei, iată că ei au rămas cu dracii și cu porcilor morți. Și Domnul n-a insistat, ci s-a întors, pentru că tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și văzându-l, l-au rugat să plece de la ei. Demonii l-au rugat să intre în porci și oamenii l-au rugat să plece de la el. Și Domnul, intrând în corabie, a trecut dincoace și a venit în orașul său, în Capernaum. În parte s-a văzut întregul, din cei doi îndrăciți s-a văzut îndrăcirea colectivă, apostazia și lepădarea de Dumnezeu. Ce a fost acolo, iubiți credincioși? O lucrare de natură demonică. A spus purtătorul de cuvânt că Jocurile Olimpice este o lucrare de natură demonică. Știți ce cuvânt este acesta? Este un cuvânt, iubiți credincioși, care îi face responsabil pe toți, care ar trebui să-i facă să se gândească. Și ca să înțelegeți ansamblu și apoi întregul și apoi partea, vă dau un exemplu cât se poate de simplu. Într-un oraș, un om bogat, cu o casă foarte mare, cu o curte foarte largă, organizează o petrecere după sufletul lui și după duhurile lui. Era cel mai puternic din orașul acel. După sufletul lui, pentru că era pătimaș, păcătos și căzut sub toate aspectele. Acolo era mâncare multă, iubiți credincioși. Era muzică degradantă, o muzică care cuprindea și voluptate și cuvinte urâte și mesaj demonic și patimă și nebunie. Acolo, la masa aceea, iubiți credincioși, se fumau și se consumau droguri. La petrecerea aceea erau orgii sexuale de tot felul și prostituție și nebunie. Și acolo, iubiți credincioși, ca să se distreze, aveau și jocuri de tot felul, jocuri și distracție și clovni și scamatori
și actor de tot felul, că petrecerea trebuia să fie pătimașă cu toate aspectele ei. Dar cine venea, iubiți credincioși, la petrecere? Veneau cei care jucau fotbal și pe mingea lor era steaua în cinci colțuri, adică chipul satanei. Cine venea la petrecere? Cântăreți și muzicanți, cum sunt la acele concerte precum Antold și așa mai departe, care au tot soiul de imagini satanice și nu mai explic, am mai explicat. Se juca, se cânta, se mânca. Pe fiecare aliment era steaua în cinci colțuri, adică steaua satanică. Cine mai venea la acea petrecere, iubiți credincioși? Era invitat primarul, era invitat șeful poliției, era invitat șeful jandarmeriei, era invitat directorul spitalului, era invitat directorul școlii, erau invitați, iubiți credincioși, pentru că putea unul să cadă din cauza drogurilor și imediat suna și venea ambulanță. Putea să vină cineva să facă o reclamație și era chemat jandarmul și polițistul pentru că șeful lui era acolo la masă. Se puteau întâmpla anumite nebunii, să moară vreo fată în distracție și imediat era mușamalizat totul de vreun jurist, procuror, avocat, judecător. Se putea întâmpla, iubiți credincioși, că acolo să se răstoarne lucrurile în așa fel și iată că apărea într-o clipă pompierul pentru că suna șeful pompierilor. Și toți erau implicați pentru că erau mânjiți cu bani și cu alte mecanisme, toți participau la nebunie, la patimă și la desfrâu. De la mic și până la mare a participat cu voința lui sub același acoperiș. Ce trebuie să înțelegem noi, iubiți credincioși? Că la distracție, într-un singur punct, sunt părtași toți, nu doar unii. Pe secvența culturală este amplifică unul într-un concert, dar participă toți ceilalți. Și polițistul, și judecătorul, și primarul, și politicianul, și finanțistul, și toți ceilalți. Pe secvența sportivă participă și polițistul, și jandarmul, și juristul, și toți ceilalți. Și pe fiecare secvență pătimașă, în fiecare parte, se vede ansamblu, iubiți credincioși. Ce este acea casă, o casă de toleranță sub toate aspectele, de orgie sub toate aspectele, și droguri, și femei, și bani, și putere, și afaceri ilegale, și petreceri, și toate nebuniile, unde participă mai mari cu funcția lor în stat și de acolo îi poruncesc pe patima lor ca să vină subalternul și să protejeze și să mușamalizeze. Asta este imaginea nebuniei la nivel local, care o putem extrapola la nivel global și în parte se vede ansamblu. Iubiți credincioși, spune purtătorul de cuvânt al Patriarhiei că jocurile olimpice sunt de natură demonică pentru că n-au mai putut să tacă, au fost nevoiți să vorbească și să iau o atitudine, n-au mai putut să tacă cum tac ei de obicei, duh surd și mud, și au trebuit să zică că a fost blasfemiată cina cea de taină și să zic acolo că este totul de natură demonică. Dar ia vedeți, iubiți credincioși, când au fost jocurile olimpice din Londra, oare acolo nu a fost un act unde s-a făcut o predicție, unde a fost pregătită conștiința și mentalul colectiv ca să știe o omenire întreagă că va fi un punct demonic, o putere drăcească, un act de natură satanică, când vor urma ani unde oamenii, iubiți credincioși, vor muri, vor fi înfoliați, unde vor fi implicați medici, asistente. Amintiți-vă de acea intrare a Jocurilor Olimpice din Londra. Și acolo, iubiți credincioși, s-a făcut o predicție și s-a întâmplat și au murit oameni și s-au înțepat și s-au modificat oamenii și nu își dau seama. Pentru că vorbesc cu oameni și din țară și din străinătate și spun, părinte, nu-i mai recunoști. Părinte, unii rezistă, unii nu rezistă. Unii parcă nu s-au înțepat, deși s-au înțepat, și alții, deși s-au, când s-au înțepat, au devenit alți oameni, pentru că nu știi cu ce ser ai fost înțepat.
Și o să zică unii că exagerez. Dar ceea ce s-a prezis atunci și s-a pregătit colectivul, iubiți credincioși, mintea colectivă, s-a întâmplat și au murit oameni și s-au îmbolnăvit și s-a schimbat fața pământului și s-au făcut jocuri la nivelul psihicului și s-a jucat pe frica voastră, s-a jucat pe legea voastră, pentru că s-au subordonat guvernele, s-au subordonat președinții, s-au subordonat instituțiile la o poruncă internațională. S-au aliniat oamenii. Când li s-a zis stai în casă, stau stat în casă. Când li s-a zis înfoliați, înfoliați. Când li s-a zis n-aveți dreptul să vă îngropați copiii, nu i-ați îngropat, nu i-ați văzut, n-ați intrat să-i vedeți dacă sunt ei. Și acum, iubiți credincioși, mai rihai, la un alt nivel, cu participarea tuturor forurilor internaționale, se dă o altă predicție, se dă o altă temă, mai cumplită, iubiți credincioși. Pentru că ce este acest joc? Este partea distractivă, în altă parte este ca partea culturală, în altă parte este partea politică, militară și așa mai departe, a unei noi ordini mondiale, o stăpânire a lumii, unde vrea să se formeze un om nou, într-o filozofie nouă, noua toleranță și transumanismul să creeze un om fără de Dumnezeu, fără de conștiință, fără de suflet, fără de trupul lui normal, un om bionic. Și poate unii o să zică că iar exagerează popa. Nu, iubiți credincioși, erau mii de draci în doi înrăciți și Evanghelia nu minte. Și au murit mii de porci și Evanghelia nu minte. Și au apostaziat toți și Evanghelia nu minte. Parte economică, iubiți credincioși, parte sufletească, parte duhovnicească, toate au căzut. Pentru că s-au îmbrăcit și a fost totul o lucrare de natură demonică. Dar purtătorul de cuvânt al Patriarhiei a scăpat, iubiți credincioși, cuvântul fără să-și dea seama. Știți de ce? Pentru că dacă ai spus că jocurile acestea olimpice care fac o altă predicție pentru o altă etapă a noii ordini mondiale sunt de natură demonică, recunoașteți atunci și pocăiți-vă că ați purtat în bloc toți sinodalii și tot sinodul mască la ordinul noii ordini mondiale care este de natură demonică. Recunoașteți toate instituțiile că ați aplicat proceduri la ordinul Organizației Mondiale a Sănătății care este de natură demonică. Ați aplicat guvernele și instituțiile statului și învățământul și altele, ați aplicat proceduri și ordine de la instituții internaționale subordinate noi ordini mondiale care sunt de natură demonică. Pentru că vor să desființeze iubiți credincioși, neamurile, statele, independența, suveranitatea, libertatea, egalitatea, adevărata fraternitate în duh și adevăr, să desființeze ființa umană, să creeze un număr, să-l depersonalizeze și să îl îndrăcească pe om. Noua ordine mondială. Pocăiți-vă, cei care ați dat ordin să nu se facă Sfânta Liturghie în noaptea de Paști, voi sinodali, pentru că ați respectat porunci de sus, de la instituții sau poate patriarhie ecumenică, instituții care lucrează la noua ordine mondială, lucrare de natură demonică. Pocăiți-vă că ați participat la o lucrare demonică și ați dat poruncă să se slujească noapte de Paște. Pocăiți-vă că ați dat poruncă să se spele icoanele cu viscă din ce substanțe de dezinfectante cu spirit. Aceasta este o lucrare de natură demonică. Ați atins Sfântul Potir și a spus că trebuie să se împărtășească la linguriță sau altă linguriță. Aceasta este o lucrare de natură demonică. Pocăiți-vă că ați semnat cu toții în sinodul tâlhăresc din Creta, unde în centru siglei este pasărea Fionis, care este dracul împielițat și înaripat, care renaște din propria cenușă și ați schimbat icoana cea adevărată
Și toate simbolurile le-ați făcut oculte. Pocăiți-vă că a stat sub o siglă de natură demonică toți cei care au semnat la sinodul tâlhăresc din Creta și a susținut noua toleranță la nivel religios, spunând că și celelalte biserici, denominațiuni creștine, papistași, protestanți, neoprotestanți și așa mai departe, sunt biserici. Nu. Acolo, la sinodul tâlhăresc din Creta, în Consiliul Mondial al Bisericilor, pe verticală, mai cumplit decât ce s-a întâmplat la jocurile acestea olimpice, ați participat la activități de natură demonică, arhiconică. Pentru că arhiconii vă strâmbă legea lui Dumnezeu, vă bagă ereziile în cap și voi le propovăduiți în popor și în biserică ca sunteți niște lupi îmbrăcați în piei de oaie. Dacă ați ascultat de organizații precum Forumul Economic Internațional, care vrea să subjuge economiile tuturor statelor, recunoașteți că aceste forumuri economice sunt de natură demonică. Că Organizația Mondială a Sănătății este de natură demonică, pentru că cu acceptul ei și la porunca ei ați aplicat proceduri și medicii nici nu știu ce au făcut și asistenții, și ar trebui să vă gândiți, medici și asistenți, dacă nu cumva, fără să știți, să vă dați seama, aplicând procedurile, ați omorât oameni. Acestea sunt de natură demonică. Și pe toate planurile, de la învățământ, la spital, poliția care a păzit, jandarmii care au păzit, toate aceste convoaie de desfrânați, LGBT și așa mai departe, ați participat la acțiuni de natură demonică. Toți cei care vă uitați la jocurile acestea olimpice, care au ca început, ca și consacrare, lucrare drăcească, ar trebui să vă puneți întrebarea, dacă nu de la distanță, prin televizor, ați participat live la o liturghie satanică și dacă ar fi preotul mai cu acrivie, ar trebui să-ți ceară să spovedești asta la taina spovedaniei, și cum au fost unii inițiați în alte inițiări de tot felul și tu te-ai inițiat prin participare și ar trebui să nu fii primit, pentru că te-ai uitat atunci și ai participat neavând discernământ, să nu fii primit la împărtășit și poate să fii chiar miruit, pentru că ai acceptat și ai văzut cum unul fără chip, pe un cal alb, având în brațe ceva ce nu știi, a consacrat unui taur și satanei și lui Zeus și stăpânului tuturor demonilor și idolilor și zeilor. Voi vă dați seama ce a ajuns umanitatea aceasta, iubiți credincioși, pentru că ce s-a întâmplat acolo, în planul acesta sportiv, cu participarea, iubiți credincioși, sportivilor, și ei ar fi trebuit să refuze. N-ar fi trebuit să se ducă acolo, chiar dacă li s-au dat bani, chiar dacă își pierdeau funcțiile, chiar dacă nu mai puteau juca în viața lor. Nu te duci să joci sub un standard satanic. Și acolo au fost păziți și acolo au fost implicați și toți din toate instituțiile mari și toți cei care și-au pus pe ambasadele lor steagul LGBT-ului sunt cei care în subtil susțin financiar și protejează toate aceste jocuri ale foamei, iubiți credincioși. Ce vor să facă aceștia? Anarhie. Ați văzut ce a fost acolo? Anarhie. Lipsă de armonie, de simetrie și de frumos. Vor să le întoarcă pe dos în mod satanic pe toate, iubiți credincioși, arătând ce va urma. Dar oare de ce cina cea de taină, iubiți credincioși? Pentru că ei vă spun în felul următor. Va fi un amestec de nebănuit la nivel spiritual. Pentru că omul nu are doar partea trupească care trebuie stăpânită prin planul economic. Nu are doar partea, iubiți credincioși, culturală, artistică, științifică, emoțională, stăpânită prin frică și prin pseudo-învățături de tot felul, că nu mai știi care este știința adevărată. Forul superior în om este Duhul. Și ce au făcut ei acolo? Au lovit în Sfântul Potir, arătând așa, că dacă pe orizontală, la cină, la potir, la împărtășiare, vor putea apărea și homosexuali, și lesbieni, și travestiți, și transgender, și de toate neamurile lor despurcați, dacă vor putea
fi prezenți la cina cea de taină, vor fi acceptați la potirul comun, unde pe plan vertical vor să unească toate religiile, iubiți credincioși și credințele, într-un potir comun, în blestematul ecumenism, pentru că ecumenism și ce înseamnă sub același acoperiș întreaga lume, sub aceeași casă de toleranță, cum am spus la început, toate instituțiile și toate, iubiți credincioși, particularitățile și toate minoritățile, fiecare cu dreptul ei să aibă acces, fiecare cu Dumnezeul lui, la un potir comun de sfârnata din Apocalipsă. Și îl pregătesc în 2025. Asta a fost predicția, iubiți credincioși. O cină cea de taină, un potir comun, dacă nu în 2025, când ori vrea ei și ori putea ei, cu îngăduința lui Dumnezeu, având ca punct de plecare primul sinod ecumenic din 325. Și atunci ei, la acel potir comun, pe verticală, vor să adune toți desfrânații, ortodoxi și ecumeniști, primii preacurvari, și apoi implicația papei, papismul, protestantismul, neoprotestantismul și apoi toate celelalte religii într-un ecumenism interconfesional și interreligios. Iar pe plan moral să apară și toți cei care sunt înscriși în LGBT și toate denominațiunile de toate felurile, să aibă acces toți la Sfântul Potir și toate consacrate Satanei, zeul tuturor zeilor. Înțelegeți că vor să facă un haos sub toate aspectele. Voi, cei care sunteți normali, o să fiți, priviți credincioși, o minoritate. Minoritate că ești căsătorit cu soția ta, minoritate că nu-ți dai copilul la nebuniile lor, minoritate că nu vrei să participi la o întrunire ecumenistă, minoritate, priviți credincioși, sub toate aspectele. De aceea, creștinii ortodoxi, sarea pământului, dacă se vor strica, toate se vor spurca și se vor spulbera. Nu participați cu mintea nici în glumă, nici de curiozitate, nici pentru că vă place fotbalul, tenisul sau altceva. E bun un sport. Dacă în sportul este consacrat Satanei, devine ocult. E bună cultura, arta și știința. Dacă în cultura, arta, știința devin pseudocultură, pseudoartă, pseudoștiință, devin știință, cultură și altă oculte. Și sunt închinate Satanei, iubiți credincioși, și uitați-vă voi, că dacă sigla unui sinod al Bisericii Ortodoxe a fost mare, având în față, în centru, pe Satana, pasărea Phoenix, toate celelalte embleme sunt niște mărunțișuri pe lângă victoria pe care au avut-o ei într-un sinod tâlhăresc. De aceea ar trebui să înțeleagă arhiereii, preoții, să înțeleagă ansamblu, că ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă și ceea ce va continua, nu este decât o luptă demonică împotriva ultimei ambasade, care este Biserica lui Hristos, Biserica Ortodoxă. Treziți-vă, oameni buni, aveți trezvia minții cu rugăciunea încetată, pocăiți-vă și veniți în biserică cu toții, cu milioanele. Lăsați confortul, pentru că e timp de luptă, nu de confort. Veniți cu toții și umpleți bisericile și împărtășiți-vă cu Sfintele și Preacuratele lui Hristos taine. Pentru că dacă se va face potirul comun, va fi și mai mare căderea. După ce a fost sinodul tâlhăresc din Creta, a fost cădere după cădere, urmați și vedeți cum au fost anii după căderea aceea din sinodul tâlhăresc din Creta. Și au spus, pleacă de la noi, Doamne, că noi credem într-o super biserică. După un potir comun, biserica cea adevărată va trebui să plece în catacombe. Iar instituția bisericii va bate palma cu toate celelalte instituții, iubiți credincioși, într-o organizație globalistă să asculte desăvârșit de un centru care vrea să-l înscăuneze pe Antichrist. Și după un potir comun, demonii vor avea mai mare putere. O să vedeți urăciunea pustirii la locul cel sfânt, așa cum ați văzut la aceste jocuri olimpice. O să vedeți haosul, o să vedeți, iubiți credincioși, întoarse toate valorile și o să vă îngroziți. N-o să mai rămâi decât cu credința tare, cu sufletul tău, cu casa ta, cu familia ta, precum Lot în Sodoma. Atunci Domnul a pus întrebarea, oare când voi mai veni eu pe pământ, voi mai găsi credință pe pământ? Și tot el spune, nu te teme, turmă mică, că eu voi fi cu tine până la sfârșitul veacurilor. Amin.